Știi, astăzi, uneori când joc tenis, lovesc cu foarte mare putere mingea, mă năpustesc cu furie spre adversar și cumva chipul mi se schimonosește și îmi pietrește așa într-un gând care îmi spune, trebuie să câștig, altfel nu merită să trăiesc. Am jucat și basket în facultate, un sport de echipă de data aceasta, dar îmi amintesc cel mai bine cât de mult îmi doream să fiu capitanul echipei. Am fost premiantă la școală, am învățat foarte bine, am avut bursă la diverse universități în Anglia și în Spania. La 25 de ani am intrat pe ușa unei companii multinaționale și mi-amintesc că atunci am decis că într-o zi am să conduc acea companie. Învățasem ce am de făcut ca să câștig. Și apoi, la 36 de ani, visul mi s-a împlinit și am ajuns CEO-ul unei multinaționale. Eram o femeie de afaceri puternică, eram invitată la toate conferințele de industrie. Am călătorit foarte mult, am avut ședințe și întâlniri de business în toate colțurile lumii. Eram invidiată și admirată și mă simțeam bine, eram mândră. Am apărut pe coperta Forbes. Simțeam că eram în controlul vieții mele și îmi plăcea teribil. Ce să mai, îmi plăcea foarte mult să fiu șefă, să iau decizii, să am impact în viețile oamenilor, să le spun ce să facă, să mă încarc, practic, din puterea proprie. Asta însemna pentru mine succesul. În paralel, am născut 3 copii și am construit o casă minunată în Băneasa. Eram un fel de Dona Quixote de la Mancia, pentru că eu nu vreau să fiu om, eu vreau să fiu erou. Și cumva fiecare zi era o luptă pentru mine, chiar și atunci când chiar nu era nevoie. Trezirea a început odată cu rolul de CEO, de manager al acelei companii. S-a întâmplat într-o zi când mentorul din acei ani, predecesorul în poziția de manager al companiei, m-a chemat în sala de ședințe și mi-a spus: Ilinca, vreau să-ți spun că toți oamenii din această companie te urăsc. A fost un adevăr cu foarte mare impact. Probabil că oamenii mai încercaseră să-mi spună într-un fel subtil același lucru, dar eu n-avusesem urechi să aud. Dar de data aceasta, chiar am deschis ochii. Și am început să văd în jurul meu o grămadă de oglinzi, ridicate de cei din jur, dar mai ales de copiii mei. Mi-am dat seama că nu stăteam prea bine la capitolul empatie, că nu prea știam să iubesc necondiționat, nu știam să ascult, nu prea știam să colaborez, nu știam să-mi comunic nevoile sau să le înțeleg pe ale celorlalți. Fugeam foarte tare de senzația de tristețe. Și cel mai grav și cel mai greu îmi era să mă întâlnesc cu neputința mea proprie sau să spun, nu știu. Un șef însă care vrea să controleze e clar un șef nefericit. Primul pas a fost să mă întorc la școală, adică să încep să învăț din nou. De data aceasta nu trebuia să învăț să câștig, ci trebuia să învăț să accept să pierd. Vroiam cu disperare. Vroiam să devin un lider cu adevărat frumos. Un lider pe care oamenii să-l urmeze din inspirație, nu din frică. Din dragoste. Voiam să pot vorbi sincer despre mine, să fiu autentică, să fiu, practic, cine sunt eu. Și cine sunt eu în spatele obsesiei pentru control. Vroiam foarte mult să pot relaționa cu cei din jur într-un mod colaborativ și să creez valoare în orice fac în companie cu ajutorul unei echipe. În plan profesional, am început, din rolul meu de CEO atunci, să creez o cultură de companie deosebită, nouă. În primul rând, bazată pe educație, pe învățare continuă, încurajând curajul, acțiunea, și promovând un stil de leadership colaborativ. Am investit foarte mult în educația mea personală, într-o educație profundă, dar și a colegilor mei. S-a născut atunci versiunea 2.0 cu modul de autenticitate.
În plan personal, însă, acei ani au fost foarte tulburi pentru mine și am explorat cerul și pământul, am ajuns chiar și într-un loc unde ele se întâlnesc, pe muntele Kilimanjaro. Acea ascensiune pe vârf, la 6.000 de metri altitudine, fără să fiu conștientă atunci, de fapt, a fost ca o pregătire psihică pentru lecțiile dureroase care urmau să vină. Unele lucruri nu le mai pot schimba astăzi. Și frustrarea față de această neputință care mă lovește uneori, mă face să lovesc și eu cu foarte multă putere și furie mingea atunci când joc tenis. Ei bine, în 2018 am simțit că am terminat ce aveam de făcut în multinațională. Mă storsese și ea pe mine și eu pe ea suficient. Acum, dacă mă uit înapoi, cred că am stat un pic prea mult. Am plecat spre mirarea și surprinderea celor din jurul meu, care au fost de-a dreptul șocați. Nu pleci din poziția de CEO a unei multinaționale în România. Au crezut că m-au dat afară. Părea că-s nebună. Pentru societate, pasul de a pleca de bună voie a fost perceput foarte riscant și de neacceptat. Eu totuși am plecat. De ce? Pentru că voiam foarte mult să trăiesc într-o misiune care să mă facă împlinită, împreună cu oameni de valoare, cu care mă simt bine, cu care am același, hai să spunem, scopuri și să construim ceva important pentru România. Nu mă surprinde însă cât de mulți de fapt își doresc același lucru, însă încă nu acționează din teamă. Un studiu recent pe care l-am citit spune că unul din trei oameni astăzi își trăiește viața fără sens și este măcinat de această stare de fapt. Și studiul mai spune că jumătate dintre noi sunt cumva copleșiți și depășiți de deciziile pe care trebuie să le ia în fiecare zi despre oarecum să ne trăim viața asta mai bine și mai frumos. După 18 ani investiți în succesul meu personal și în câștigurile mele, am luat o decizie copleșitoare, aceea de a investi în educația tinerilor, de a crea un viitor mai bun pentru România, sau măcar o șansă. Împreună cu câțiva prieteni și oameni cu experiență în business, am adus în România un program, o facultate, practic, de 4 ani de antreprenoriat, în parteneriat cu Olanda. Filozofia acestei școli are, practic, 3 piloni importanți. 1. Se lucrează și se învață în echipă. 2. Se învață teorie relevantă, modernă și orientată către viitor. Iar 3. Se aplică teoria pe proiecte reale, nu inventate sau simulate. Profesorii, experții și coachii de la EA consideră că educația se face, de fapt, prin inspirație, prin încurajare, cu perseverență și disciplină, dar și cu căldură, punând studentul în centrul învățării. Și, practic, visul nostru este ca cei care termină acest program să reușească să devină ori antreprenori, ori intraprenori, adică oameni care să conducă proiecte și echipe în companii mari. Astfel, creând un mediu de business sustenabil, etic și, în primul rând, colaborativ. Acum, a lucra pentru mine este versiunea 3.0, care include misiune, include un scop mai puternic decât mine. Vă zic sincer că am emoții de fiecare dată când intru la clasă și mă întâlnesc cu studenții și parcă e ceva wow pentru mine, e ceva fascinant care mă copleșește uneori să pot oferi ceva din ce știu, să contribui, să-i ajut, dar totodată să accept că unele lucruri nu le știu și să accept și să fac astfel încât împreună cu ei să găsim răspunsurile. Programul acesta sau implicarea mea vine cu foarte multă responsabilitate pentru mine și perseverență și disciplină și zile grele și nopți nedormite pentru a găsi cum să facem mai bine pentru viitorul României. Iată-le aici, pe Maria, Iulia, Teo și Miruna. Ele sunt studente în grupa de an 4, iar eu le sunt coach
sau pe românește, un fel de diriginte. Am petrecut ultimii 2 ani împreună, ne-am văzut săptămânal de 2 ori. În primul rând le-aș descrie ca tinere femei care vor să învețe. Ele au ales acest program, în primul rând, pentru diferența față de educația clasică, pentru că chiar și-au dorit ca anii cei mai frumoși ai universității să fie cei mai valoroși, să fie plini de lucruri minunate pe care să le învețe. Aici ele învață din experiențe practice de business. Lucrează pe obiective, planifică, implementează și apoi au discuții despre cum a mers. Este un proces reflexiv în care ne gândim ce am făcut bine, ce n-am făcut bine, ce putem îmbunătăți la nivel individual sau de echipă. Își dau feedback reciproc, sincer și onest, cu grijă și cu încredere. Astfel, pe lângă cunoștințele de business, în primul rând ele reușesc să afle ceva despre ele, despre cine sunt, ce le motivează, ce le preocupă, care e practic locul lor unic în univers. Ce mai e fascinant este că ele învață să învețe și este un proces pe care pot să-l aplice toată viața. Își pun întrebări de tipul, cum pot eu să aduc mai multe valoare în acest proiect sau în acest context? Sau, ce am reușit cu adevărat să obțin astăzi? Ce acțiune am făcut și ce am învățat din ele? Și acestea sunt niște întrebări pe care foarte puțin dintre noi, adulții, de fapt, ni le punem. Acum Maria lucrează într-o agenție de marketing digital și e foarte pasionată de conceptul de cultură de organizație, de people management. Teo iubește designul interior și e foarte pasionată și de educație. Iulia a deschis 2 business-uri de comerț online și Miruna a fost partener într-un business producător de jucării, iar acum și-a deschis propriul laborator de dulciuri sănătoase. Desigur, ele au și dileme și întrebări fără răspuns, credințe limitative, preocupări, multe emoții. Maria, de exemplu, are încă nevoie de validare externă și își dorește foarte mult să aibă impact în viața celor din jurul ei. Poate prea mult câteodată. Teo se străduiește să se facă auzită de către cei din jurul ei. Crede că uneori ideile ei nu sunt suficient de grozave față de ale celorlalți. Iulia se simte uneori izolată în echipă, ca de pradă ambițiilor proprii, muncește foarte mult pentru că vrea să arate tuturor că poate fi un antreprenor bun. Iar Miruna uneori proiectează o imagine perfectă, fiindu-i teamă să intre în dezacord social sau să-și arate vulnerabilitatea necesară unei vieți autentice. Sunt multe tinere care au aceleași probleme, care simt la fel, dar ce cred eu că le diferențiază pe studentele de la academie este, în primul rând, maturitatea cu care se uită la probleme, își asumă responsabilitatea pentru acțiunile lor, modul în care sunt conștiente de starea lor și cum își gestionează reacțiile. Eu am constatat că acest proces de maturizare a crescut odată cu procesul de învățare bazat pe acțiune urmată de reflecție. Maturitatea lor s-a manifestat și într-un mod foarte special în relația cu mine. Ele, împreună cu ceilalți colegi de grupă, mi-a oferit mie speranță într-un moment fără speranță. Acum 1 an și jumătate, fica mea, Georgia, a murit la vârsta de 17 ani, într-un mod tragic. Într-un astfel de moment profund traumatic, care i-a speriat pe foarte mulți adulți din jurul meu, studenții mei și-au dat mâna și au făcut în jurul meu un cerc de susținere. Un cerc de susținere tânără, pură, nouă, fără judecată, foarte multă căldură, foarte multă sinceritate și fără nicio judecată. Pe mine m-a mișcat profund modul în care
ei au știut să-mi conțină mie suferința. Și nu am cuvinte să exprim cât de mult m-a ajutat să văd pe chipurile lor încrederea de care eu aveam nevoie ca să pot merge mai departe în viață. Georgia ar fi fost acum anul întâi de facultate. Și pentru mine, întâlnirea cu studenții la școală, pe holuri, la clasă, înseamnă foarte mult. Este, de fapt, modul în care relația mea cu fiica mea, Georgia, cumva se continuă în univers și eu pot să vorbesc cu ea în fiecare zi. Eu am înțeles în această perioadă dificilă cât de valoros ar fi și cât de puțin, din păcate, reușim să unim cele două lumi ale celor două generații. Și mi se pare minunat dacă am reușit să încurajăm mai mult în comunități ca adulții și tinerii să lucreze împreună. Și cât de valoros ar fi ca educația să nu însemne doar că tinerii învață de la adulți și să acceptăm cât de multe avem noi de învățat, adulții, de la tineri. Călătoria mea personală către versiunile următoare continuă. În primul rând, în plan profesional, simt că la facultate noi facem ceva bine. Acest program este în felul lui unic și transformațional, atât pentru studente și studenți, cât și pentru profesori și profesoare și toți cei care fac parte din această comunitate. E un loc în care pot să spun mulțumesc studenților atunci când mă susțin și vreau să fac și acum, știu că Miruna și Maria sunt aici în sală, vă mulțumesc mult că ați venit și astăzi să mă susțineți. Catinca, a doua mea fiică, are 15 ani și este la vârsta adolescenței. Și în plan personal, învățăm să ne reconstruim relația, învăț să îi las libertate și învăț și eu ce înseamnă libertatea din rolul de mamă. Marc, fiul meu, are 8 ani și are autism. E minunat pentru mine să învăț de la el, în primul rând, răbdarea, să înțeleg nevoile și să pot să mă minunez pur și simplu de ființa care este. El mă învață și să râd în fiecare zi. Nu știu ce va veni pentru mine, sunt curioasă și rămân deschisă să văd. Ce știu astăzi însă este că nu am controlul total al vieții mele. Și pentru mine următorul pas este să mă împac cu versiunile anterioare și cu greșelile trecutului. Simt că sunt pe drumul cel bun în a învăța să trăiesc cu adevărat frumos. Și de fiecare dată când îmi pare foarte greu, îmi amintesc să nu mă opresc niciodată din a învăța. Mulțumesc!